o căsnicie eșuată și o viață presărată cu multe provocări, Rona Harner a găsit din nou dragostea. Întâlnirea cu DJ Hervé a pus capăt celor 10 ani de singurătate, iar vedeta a dezvăluit că va face pasul cel mare la anul. Am găsit-o pe Rona în studioul de înregistrări alături de iubitul său. Cei doi au povestit pentru echipa prietenilor cum a început povestea lor de iubire. Ne-am întâlnit la un weekend de rugăciune, je parle un peu de notre relation comme elle a débuté. Un weekend de rugăciune, el tocmai se rugase la Dumnezeu să trimită femeia vieții lui. Eu tocmai mă rugasem la Dumnezeu în aceea zi, în altă biserică, undeva în vârf de munte, să-mi trimită bărbatul vieții mele și împreună ne-am întâlnit după această rugăciune, imediat după această rugăciune, care deci a fost, ca să zic așa, ascultată și îndeplinită imediat. Că la première fois que Rona s'est assise à côté de moi, comme ça, j'ai ressenti une vibration. Quelque chose qui me, comme électrique. Cei doi sunt împreună de 9 luni, iar Hervé spune cu mâna pe inimă că En fait, Rona, c'est la femme de ma vie et voilà, c'est la personne que je cherchais. Totul pare desprins dintr-un bas. Inclusiv cererea în căsătorie a fost una specială. Voilà, un jour j'ai décidé de la kidnapper. Într-o zi m-a furat. Sicilieni, oameni barbari, adică niște oameni care m-a furat. Je l'ai emmené sur une crique un peu désert et je lui ai fait ma déclaration. Nu știam de ce m-a adus acolo pe insulă. M-a adus pe insulă, m-a lăsat și a plecat să cumpere pizza și bere, știi? Și romantic, știi, ca să zic așa. Și în momentul ăla am simțit că orice m-ar întreba, îi spun da. Și atunci m-a cerut de nevastă. S-a întors cu pizza și m-a cerut de nevastă, brusc. Nunta va fi la anul și ceva complet bohem, știi? Cu covoare pe jos, cu băutură, cu mâncărică românească, cu... Să intrăm toți și noaptea îmbrăcați în apă. Deși amândoi au câte un copil din căsniciile anterioare, cei doi își doresc și unul împreună. După căsătorie o să avem... O să fim împreună cu adevărat și atunci, dacă o să vrea Dumnezeu să vină un copil, noi suntem pregătiți. Suntem în castitate, ca să zic așa, deci trăim un har de logodnă, așa cum se făceau pe vremuri logodnele, dureau un an jumate, fi în aceeași casă, în apartamente diferite, dar... Practic trăim, cum se zice, ca frate și soră. Un an, nu a murit nimeni în chestia asta.